Salut. Sunt Ștefan Deleanu și în acest videoclip voi vorbi despre vulnerabilitățile care au afectat platforma myportal.nlc.ro În primul rând, voi explica care au fost vulnerabilitățile, cât de uh, mare a fost severitatea lor, ce impact au avut și uh, cam care era nivelul uh, lor de severitate. În al doilea rând, voi discuta despre uh, modul în care am raportat problemele, ce instituții am notificat, de ce le-am notificat și aici voi răspunde și la câteva critici pe care le-am primit de la uh, oameni pe Reddit uh, din, dintre toate locurile pentru că aparent s-a viralizat pe acolo uh, primul videoclip. În al treilea rând, uh, voi discuta despre răspunsul pe care l-au avut instituțiile publice și în al patrulea rând, am să explic... De ce este necesar să avem o astfel de poziție în momentul în care găsim vulnerabilități și de ce, din perspectiva mea, e printre cele mai optime soluții pe termen lung pentru siguranța datelor oamenilor pe viitor? În primul și în primul rând, hai să intrăm în care au fost vulnerabilitățile a fost un set mai mare de vulnerabilități. De altfel, platforma a fost extrem de prost făcută și cred că am găsit numai o parte dintre ele pentru că mai niciun obiect care venea din baza de date nu venea sanitizat cu datele care sunt mai sensibile eliminate, deci primeai tot. Ceea ce înseamnă că orice căutare făceai, dau un exemplu, căutai o firmă să vezi, să primești informații din registrul comerțului gratuit. Căutai o societate puneai uh, cifu și deschideai Inspect Element sau Fiddler. Deci niște chestii pe care le poate face și un copil de 12-13 ani. Uh, dacă nu chiar mai puțin. Eu în Minecraft am întâlnit destui care știu să facă mult mai multe de atât. Uh, Rezultatul era foarte simplu, vedeai toate informațiile despre societate, vedai toate modificările care au apărut în Registrul Comerțului, vedeai datele de contact pe care oamenii le-au declarat la Registrul Comerțului, vedeau ce documente au atașat la Registrul Comerțului, uh, tipul de documente și așa. La uh, contractul de închiriere aflai până când este valabil, aflai dacă e permanent sau temporar, aflai de la cine are contractul de închiriere uh, și uh, unde l are în mod evident. Uh, mai primeai și informații despre câte părți sociale sunt în firmă, câte au fost vărsate, câte nu. Deci erau și câteva informații care nu au un grad de sensibilitate atât de mare. Prima vulnerabilitate cea mai cu sensibilitatea cea mai redusă cred că asta este. Afla informații despre contractul de chirie, despre de la cine l-ai luat și așa mai departe, și durata lui. Cu asta puteai să faci reclamă severă la sedii sociale temporare, din asta virtuale. Obțineai informații de contact numere de telefon, e mail care nu le obțineai deja din alte surse, cum IANAF, care și ei îți dau discreționar numărul pe internet, ca așa vor ei. Deci și, și, datele respective au ajuns publice. Mai mult, problema era pe mai multe endpointuri, Deci, după prima tentativă de soluționare pe care a avut-o Registrul Comerțului, problemele au persistat. Chiar dacă pe alte endpointuri din, zecile de endpoint-uri pe care îi aveau. A doua vulnerabilitate, ca severitate, a fost una mai degrabă cu impact juridic. Platforma valida documentele semnate nu după conținutul lor, nu după un checksum sau ceva mijloc care să asigure faptul că documentul nu a fost modificat de la data în care a fost generat pe platformă, ei verificau pe denumire, astfel încât tu puteai să iei, nu știu, cere de rezervare de denumire și să nu cu o foaie albă care a fost semnată și în urma ei, practic, ea să servească ca act pentru obținerea, nu știu, unei rezervări de denumire sau niște documente, fără ca persoana să atașeze documentul care e impus de lege pentru a putea să genereze acele documente. Riscul e ce redus, pentru că e clar că dacă o face cineva o face cu intenție aici și e clar că uh, omul știa ce face. Uh, mi se pare că e cu risc totuși, în contextul în care anumite informații trebuiau verificate. Deși au fost automatizate prin neverificare, uh, există un risc juridic în momentul în care nu există un act doveditor care să arate că omul chiar a confirmat ceea ce spune. Uh, oricine poate să spună că este oricine. Eu pot să spun că sunt Klaus Iohani să trimit una care, uh, nu știu, hotărâre de guvern se de el și uite că eram Klaus Iohani sau chiar să trimit altceva și tot să-mi zică că sunt, uh, sunt acea persoană. Deci asta a fost a doua vulnerabilitate cu risc redus. Uh, cu risc mediu, uh, deja ne ducem în zona mai sensibilă, uh, a fost o problemă la sistemul de plăți. Nu trebuia să plătești absolut nimic ca să poți să ți cumperi un certificat constatator, un, uh, nu știu, uh, informații din RBR, uh, din, uh, uh, din BPI, adică să obții uh, din buletinul procedurilor de insolvență detalii despre persoane fizice și așa mai departe. Deci aia puteai să faci fără nicio plată, pentru că sistemul nu valida că tu ți-ai finalizat procesul de plată. Deci el îți genera documente, îți era așa, fără ca tu să plătești efectiv ceva. Ok. După asta mai era o vulnerabilitate. Pe notele de calcul, notele de calcul aveau un număr serial, adică 10001, 10002, 10003, 10004, 10005 și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că cineva putea pur și simplu să modifice URL-ul și apăsa pe butonul download și descărca notele de calcul care includeau CNP-ul și nume, prenume și adresa de domiciliu a oricăror persoane care au plătit prin platformă până când am descoperit eu vulnerabilitatea, erau cel puțin vreo 3.000-4.000 de oameni. În prima zi au fost în jur de 1.500, după care au încercat să o rezolve. N-au rezolvat nimic, au, nu au scos butonul. Deci au scos butonul din UI, nu au rezolvat problema. După care am făcut un videoclip în care la prima vedere le arătam, na, uite, intru pe site, pac, uite, încă o problemă. Încă o problemă Încă o problemă și uh, am fost critic față de ei și fa fa față de faptul că au abordat foarte superficial problema și pe care de consecință au oprit platforma două zile cât să rezolve problemele și le-au rezolvat în mare parte. După care încetul cu încetul au, au reactivat anumite funcționalități, ceea ce mi se pare uh, o abordare corectă și am să revin la a treia, a, uh, treia parte a videoclipului în care am să explic de tema asta. Deci era vulnerabilitatea că puteai să obții informații respective despre persoane, pur și simplu prin modificarea linkului. Au rezolvat problema cu link-ul, puteai din API să faci exact același lucru. Adică n-au rezolvat nimic, nu m-a scos butonul ca să nu poată persoanele care n-au cunoștințe deloc să le obțină. asta era altă problemă. Încă o problemă era că toate persoanele din România care au fost luate insolvente aveau cnp pe net. Nu-ți trebuia inspect nu-ți trebuia fiddler, nu-ți trebuia absolut nimic să trimiți sau să primești. Adică, ba da, trebuia să primești, da? Intrai pe site-ul cu insolvență persoane fizice Puneai numărul de buletin și puneai anul Și primeai nume, prenume Data la care ajungi ajuns insolvent și CNP-ul la fraier Și uh, chestia asta a fost făcută și a trecut uh, în principiu, cam asta au fost vulnerabilitățile mari Au mai fost niște căcățele mici. A, că uh, validările de denumire nu funcționau și puteam să-mi rezerv denumiri pentru societăți care deja există. Că puteam să fac uh, uh, na, chestii de genul care țin de validă și de faptul că platforma a fost foarte prost făcută. Problema cea mai mare, ca interjecție și după mă întorc la partea a doua, este că platforma a costat 30 de milioane de euro, incluzând uh, partea de back-office. Ceea ce e foarte mult au plătit numai 6 milioane pe testing și pe, pe pen testing. 6 milioane de ron. Gros cred că 5 milioane 500 de mii. E o sumă mare pentru o platformă care nu are atâta de multe funcționalități și care nu pare să fi fost testată deloc. Mai mult, ONRC avea pe platformă un disclaimer, la, în codul sursă, nu știu dacă mai apărea pe undeva pe site, în care spunea că dacă apare o breșă de date, ei nu-și asumă. Pentru că ei se chinuie să -ți țină datele în siguranță, dar nu, nu -ți garantează. Ceea ce iar mi ridică niște semnale grave de întrebare. Uh, am trimis și la DNSC, evident că <laughs> nu știu cam cum a fost dinamica pe acolo, dar nu știu dacă a fost una foarte fericită. Uh, în orice caz, până la urmă s-au rezolvat. Cam asta au fost vulnerabilitățile. Uh, au fost cu un risc mai redus decât celelalte vulnerabilități pe care le-am raportat în trecut și care nu prea le-am făcut publicitate. Numai că aici cred că trebuie făcută publicitate pentru că și suma de bani care s-a alocat la proiect este enormă. Și încă suntem într-o perioadă în care dacă se iau măsuri, se poate totuși rezolva problema. De ce? Încă sunt contractele în vigoare, încă pot aia să răspundă și realitatea este că toți profesioniștii care se ocupă de înființări de firme, care se ocupă de radieri, de așa, avocați, contabili și așa mai departe, nu pot să funcționeze acum. În timp ce eu ca platformă sunt avantajat, eu generez prin e-mail, trimit prin e-mail. Problema e rezolvată, eu nu depind de platforma aia. Nu ne aștept cu nimeni, pe nimeni faptul că platforma stă oprită, că lumea e frustrată, sunt și cozile mari și asta înseamnă că și, de fapt și pe noi ne amână, deci toți avem de pierdut. De la antreprenorul simplu care vrea să-și facă firmă azi, mâine, răspoi mâine, și află că i se va deschide în 20 de zile peste termenul legal cu 17 zile și față de avocatul care a înjurat de client pentru că clar e vina avocatului și registratorul și membrii de la ghișeu care nu sunt deloc vinovați de cum s-a făcut achiziția și și ei iau destule scule în gură, clar nimeni nu este favorat de, de situații și atunci e important să se vadă care a fost culpa și să se rezolve. Ca să revenim, modul în care am abordat eu problema spre a mă asigura că se rezolvă problema nu numai acum, că se pune un petec peste problemă și merge mai departe, cum s-a întâmplat la instanțe, cum s-a întâmplat la monitorul oficial, care după și suferit o breșe de dată. Deci ca să... Na, ăla e nivelul. Am raportat o problemă 2 ani de zile la rând, o... le-am trimis într-un an după care am raportat la DNSC. DNSC nu exista când am găsit o breșa, sau era, cel puțin avea încă sistem, ce nu era setat, erau de-abia atunci în formare. În 2023 le-am adus iar aminte și prin 2023-2024, nu mai mi-aduc aminte exact, acum câteva luni în orice caz, am primit notificare pe mail că uite că a fost o breșe de date, contact la DPO, că mă apucam, eu voiam să le trimit o cerere să-mi spună punctual ce s-a întâmplat, dar m-am lăsat bătut că vorbesc singur. La ăla nivelul, da? Și erau niște probleme pe care eu le-am raportat, care erau critice, putea un om să publice lege monitor oficial. Na, cam, cam, la acolo era nivelul, pentru că era, era SQL Injection. Dacă ai SQL Injection și poți să scrii, în monitorul oficial e clar ce se poate întâmpla mai departe. Eu validasem că poți să te conectezi pe orice cont. Am validat că na, aveau SQL Injection, evident. Aveau uh, o grămadă de tâmpenii care nu trebuiau să existe. Ce am raportat? Am răs raportat și nu s au luat măsuri. De ce? Că ea de la monitorul oficial nu aveau ce să facă. De ce? Că sunt funcționari publici și că pe ei nu-i doare la salar, nu-i doare nicăieri faptul că problema scuze, uh, s-a oprit filmarea că am apăsat din greșeală pe Space. Uh, deci da, nu au luat măsuri. Uh, la fel s-a întâmplat și cu instanțe, am raportat o vulnerabilitate care afecta 86 din instanțe. S-a rezolvat pe moment cu intrarea cei de la DNSC pe fir, dar nu s-a implementat o soluție permanentă. Cum DNSC nu s-a mai ocupat, cum a apărut iar problema. De ce pentru noi nu s-a luat măsuri efective? De ce pentru noi există motiv? Eu ca funcționar public, eu ca decident, dacă știu că nu sunt sancționat și știu că e un efort suplimentar pentru mine și știu că eu tot atâta salar iau și merg acasă și sunt liniștit, de ce să-mi bag capul? Pentru că eu nu pot să fiu sancționat, da? La instanță pe cine sancționez? Că judecătorii au independență. Pe cine? Pe șeful instituției. Bun. Să vedem cine ți-l condamnă pe ăla. Că ți-e judecător și-s colegii lui care Asta decidă dacă îl condamnă sau nu. O greșit, nu-i ITIS, nu are de unde să știe. A, e, o încercat, o făcut, o dres, nu a făcut la facultate să rezolve probleme din astea și ți-ai rezolvat problema că nimeni nu e vinovat, numai victima e vinovată, că de ce, cum și-au pus datele care erau obligatorii să pui în platformă ca să beneficiezi de un serviciu și un drept pe care l ai. Asta este nivel. Nu este vina celor de la NSC, nu este vina celor de la. Ei chiar sunt profesioniști. Dar este o situație reală. Și atunci ce am făcut eu ca să mă asigur că se rezolvă problema este că pe lângă că am trimis CVD-ul la DNSC, de deci am mers pe procedura standard de uh, CVD, trimis mail, la la la, uh, după am, am și sunat, mi a spus ok, trimite și pe PNRISC, am făcut un uh, ticket distinct, am trimis și pe PNRISC unde află toată draia de servicii, de uh, MCID și așa mai departe, deci toată lumea care trebuia să știe, știa și pe lângă asta am trimis la ANSP DCP care se ocupă de breșele de date și pentru că platforma asta liberă și anumite chestii le vedeai fără să trebuiască să faci niciun request, deci literalmente căutai și vedeai CNP-ul la fraier. I-am notificat și pe ei, de ce ca să se asigure că ăștia fac treabă și că după raportează problema să știe cetățenii unde s-au dus 30 de milioane de euro, că banii noștri, îți 30 de euro pe fiecare firmă din România. Uh, și pe plan secund, uh, am raportat la Ministerul Justiției care sunt uh, ierarhic superior lor, deci sunt șefii lor, uh, și cam atât, și la DNSC uh, și, evident, la mai multe departamente din fiecare, de la de la protecție datelor de la UNRC la direcțiunea la ORC, uh, și la SUPORT, care sunt echipa lor tehnică. Deci am, am raportat la. Toți, ca sistemul să miște, să miște repede. Și într-adevăr m am adunat vreo 120, cred că acum sunt 130 de vizionări din partea funcționării publice, din partea instituțiilor respective și probabil echipa tehnică care a făcut uh, platforma cei de la Telecom. Ceea ce e foarte bine, pentru că înseamnă că ei au verificat, au răzverificat, s-au uitat la cum am făcut și au încercat să reproducă. Și au rezolvat problemele și am confirmat lucrul ăsta. Ăsta e un lucru bun, nu este un lucru rău. Și într-adevăr au văzut 130 de persoane. Hai să ne bucurăm că sunt 130, că pe platforma aia circulă lejer pe zi 10.000-20.000 de persoane. Care ghiși ce? Puteau printr-o singură căutare, nu trebuia să intre nici măcar în inspect element să vadă CNP-ul la toți insolvenții din România. Deci problema era destul de severă. Nu era o chestie la care trebuia să fie om tehnic. Oameni care nu au plătit, că au găsit vulnerabilitatea cu plata, sunt destui, pentru că nu le mergea să plătească, că era sistemul de plăți foarte prost făcut, vedeau că au primit documentele și după nu mai plăteau. Deci, chestiile astea deja se exploatau in the wild, din prima zi. Că nu le raportau că erau în favoarea lor, asta este avocățimea. Poate unii le-au raportat, nu știu. Dar în orice caz, știu că s-a oprit foarte puțin platforma, cât s-au rezolvat. Când am trimis eu primul mail pe care l-am trimis la DNSC și la uh, NSVDCP și ONRC, și uh, după când le-am venit cu videoclipul toxic în care i-am certat, pe plan secund, după aceea uh, s-au luat măsurile, s-a oprit platforma două zile ca să se rezolve din probleme. Da? și cu drept dovadă acum începe cât de cât platforma să funcționeze. Deci asta au fost măsurile pe care le-am făcut și le-am făcut pentru că înțeleg dinamica politică, înțeleg dinamica juridică, pentru că ghișce de NSC ul nu e Dumnezeu, nu poate să oblige un REC-ul să facă ceva, cu excepția ce scrie clar în lege că pot să facă, adică să facă plângere penală dacă unul nu îi impune și îi spune, ok, iau măsuri temporare. Da, da, da le iau, bun, le luat. Și cam atât. Da, după el nu poate să verifice, să vină cu Jordia, cel de la DNSC și să tot verifice, plus că au resurse limitate. Că sunt profesioniști, sunt complet de acord. Că sunt oameni foarte competenți, sunt complet de acord. Sunt oameni care au venit, care au avut experiență în servicii. unii vin din spațiu civil, dar în orice caz sunt oameni competenți. Aia nu neg. Dar nu este tehnica care funcționează în România. Sunt oameni care vin cu metehnică, dar nu spune la nimeni. Și care este concluzia? Nimeni nu află, Cetățeanul este frustrat când vede că unul vinde pe un data dump 1.500.000 de, date medicale despre nu știu care fraieri ca să fie folosite la phishing pe, pe 5.000 de euro în Monero și evident că omul se frustrează. A, și ce măsuri se iau? Hai să implementăm e-factură. Hai să implementăm alt sistem care presupune să pierdem date fără niciun mijloc de garanție efectivă care să fie oferită. De ce? Pentru că nu le pasă. De ce? Pentru că nu sunt sancționați ei, persoane fizice. Tu, ca instituție publică, poți să te joci cu, cu, cu justițiabilul, cu cu cetățeanul, pentru că uh, nu există sancțiuni pentru foarte multe lucruri. Nu răspund la o cerere de uh, informații, interes public, nicio problemă. Vine omul în instanță, pierde vreo 4.000 de euro și dau eu informație peste 2 ani că nu mai e nevo nevoie de ele. Eu sunt sancționat? Nu, că zice că n-am știut, am interpretat legea diferit, chiar dacă e contrară textului de lege, deci pot să merg în 180. Și îți vin cu invocări din asta și scapă. Deci nu există răspundere penală, nu există răspundere civilă, nu poți să te duci împotriva lor și instituția publică, până la urmă, din banii tăi. Iar ăla care a fost vinovat nu pățește nimic, că ați râs râde în față, că el e imun. E, problema asta e problemă gravă în democrația din România și de aceea trebuie să te duci și să bați peste tot ca să știi că poate fi sancționat și șeful instituției, că așa se rezolvă problemele. Sau cine este vinovat? Că a fost bișnițarul care a avut contractul, că a fost nu știu care, trebuie luate măsuri și nu mai măsuri să ținem sub toate probleme, cum în, într-adevăr în, în în infosec nu e bine să dai peste tot, peste o săptămână să raportezi o vulnerabilitate, ceva ieșit din comun și ceva normal. Dar este o chestie necesară în România, mai ales când se rezolvă problemele. De ce? Pentru că la noi în România chiar nu ne pasă. Într-o țară în care ne pasă și compania să vină și să confirme. În România nici sub nicio formă n-a să raporteze nici măcar dacă impune legea. Că de ce să raporteze? Nu știut. Există sancțiune să nu știi? Na, asta este, asta am învățat eu. Nu, nu scrie în fișa postului că trebuie să știu și drept. Nu scrie în fișa postului că trebuie să știu de legi speciale. Din astea cu protecția datelor, cu nu știu ce. Da. Deci cam așa e gândirea la, la funcționarii publici. Sunt și excepții, dar ăștia sunt gros. Și atunci trebuie să acționezi în consecință. Deci, concluzia, am, am răpătarea cât mai mulți. S-au mișcat repede pentru că i-am înțepat și le-am făcut un videoclip foarte toxic și drept dovadă s-au minimizat pagubele. Că practic ăsta au fost și scopul. Bun. Acum hai să vorbim de cum au răspuns cum am spus, a viralizat în rândul funcționărimii publice videoclipul, uh, au început să rezolve, uh, inițial au încercat să rezolve platforma, nu au reușit, au, făcut, uh, au scus butonul de pe fronte, -end. endpoint-ul încă funcționa, uh, după aia ne-am făcut un video toxic în care le arătam, nu, no, uite, prima oară când intru, pac, fiddler, pac, uite, vezi, inspect element, uite cum scrie inspect element, uite datele sensibile. Nu, no, asta s-a rezolvat? Hai să vedem. Mm, mm, mi se pare că s-a rezolvat. A, ah, ba nu, uite CNP-ul. Nici măcar nu trebuie să caut prin datele mele că se vede pe, pe UI. Deci cam așa a fost un videoclip din ăla în care se vedea că nu îmi dau niciun... Nu, nu mă chinui, nu caut ceva sensibil, nu așa... Pur și simplu treceam prin răsfoiam prin, prin detalii de pe platformă și găseam câte o problemă. Videoclip de 15 minute în care am găsit cred că vreo 4-3 probleme din asta. Adică, na, în momentul în care vezi chestiile astea, și modul, tonul meu, ironic, așa, clar au enervat, dar nervii i au ajutat pentru că ținut platforma offline două zile și chiar au rezolvat la ea din probleme și au luat niște măsuri. Eu în videoclip spuneam, ok, blocați temporar două, trei zile, faceți validări, țineți-l off, rezolvați din restul problemelor, după porniți cu funcțiile care se cheie și chiar așa au și făcut, deci chiar văd că au urmat sfaturile din videoclip și mă bucur că, s-au rezolvat problemele și că uite că acum cât de cât se mai, se mai poate folosi platforma. Deși, iar, e un dezastru UI, UI UX, lumea nu știe cum să-l completeze, avocații și, și contabili sunt amețiți, există probleme în formular că își dă time out și trebuie să începem de la zero, îți ia o oră să faci formularul ăla, nu 15 minute decât să scrie în presă. Deci cam la nivelul. Și atunci de ce a fost nevoie să fac videoclipul ăsta? Pentru că în momentul în care vine Ministerul Cercetării, Inovării și Dezvoltării MCID și spune, uite, platformă, că am inovat. Când vine uh, Marcel Ciolacu și spune, o, platformă, inovare, nu știu ce, am rezolvat problemele de de antreprenorii, de la, de la, 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 Nu, de fapt, ce ai făcut este să, uh, de să, de să de generezi de un prejudiciu de 30 de, de, de euro la toți antreprenorii care au fost de proști, de pentru că platforma aia mai mult de 100 de, de euro nu merită. De ce au fost în back office de sub de mai mult de 900.000 de, de, de euro la cum arată aia, nu au meritat. 5 milioane, 500 de de lei, nu știu unde dracu s-o dus, pentru că niciunul nu a testat platforma aia. Deși scria în contract că trebuie și banii au fost plătiți atunci întrebarea mea este, ok, cine răspunde? Hai să mușamalizăm să nu știe nimeni. Pentru că atunci cetățeanul nu o să poată să-și ceară drepturile. Vă asigur eu că în momentul în care vine cetățeanul și își cere despăgubiri pentru problemele astea, în momentul respectiv când primește 2.000-3.000 de lei fiecare cetățean care are o firmă în România și are de plătit registrul comerțului un milion, poate chiar mai mult, începe să conteze. Începe să conteze și începe să ia măsuri. Nu că le pasă, că îi doare în în ochiul negru, în ochiul maroi doare de voi, da? Dar nu vor să plătească ei, că vine în curtea de conturi și le ia. E trist. Dar asta e societatea românească, asta este realitatea românească. Deci cam așa funcționează. Da. Pui, îți, îți pui, problema, tot raportez, tot raportez, că nu prima mea raportare. Asta a fost printre cele care s-au rezolvat cel mai bine. Singura variabilă l am trimis la mai mulți. Ce am făcut cu videoclipul toxic. Dar s-a rezolvat. Și chiar am primit un răspuns de bun simț, adică, na, și onrc s-a mișcat repede, nu știu dacă au fost neapărat ei vinovați, cred că și-au luat seapă de la firma de IT, acum am dat și lor muniție să se duc la firma de IT să ceară despăgubiri, deci eu nu cred că o pierdut nimeni din, din toată chestia asta. În sensul în care, oricum, situația era proastă și am făcut-o să fie puțin mai puțin proastă. Da, deci cam asta a fost povestea despre breșa de date, cam asta au fost informațiile care au apărut publice și mie mi se pare că riscul a fost mediu poate spre ridicat depinzând de categoriile de persoane. Nu a fost o problemă atât de mare, dar au fost afectate multe entități. Cel puțin la firme, site datele de contact și de unde are unul adresa, de unde și-a luat chiria și așa mai departe, sunt date semisensibile. Ca cine ul la toți care și-au făcut firmă pe acolo, avocați și așa mai departe, care sunt și foarte atenți cu datele lor cu caracter personal, este ceva mai sever. Pentru că ăia chiar s-a Pe care de concluzie e ce este. Ca final, cred că și asta o spun pentru toți care lucrează în domeniu și care la mie, eu nu lucrez în domeniu, eu nu lucrez din Infosec, nu ăsta e domeniul meu de activitate, eu câștig bani din altele, eu sunt developer, că îți prinzi experiență când faci design de arhitectură, să prinzi problemele, că cum constructorul, când vede o casă că are crăpături pe, pe la fundații și că am dă seama cât de bine a fost făcută, ai alt subiect. Dar nu sunt o persoană care sunt specializată în asta, n-am folosit absolut nimic care e super mega tehnic, am folosit care a fost de debugging la mine, sunt niște probleme grave pe care le-am găsit și nu este singura. Am găsit la monitorul oficial de puteam să public legi, era sever. Am găsit la instanțe de care la 80% aveai problema că citeai dosarele ăștia că era altidor și care încă este, că nu au rezolvat nimic, O blocat să mai apară pe Google să indexeze. și le-am spus de două ori. Și acum am văzut că o dată solicitarea la internetar ca să le dea jos, că, da. Și nu sunt singuri. Te duci pe common crawl și le găsești. Inclusiv în alta curte. Da. E nevoie de, de, presiune publică, că altfel nu se rezolvă problema asta. Este trist, dar nu se rezolvă. Da, eu puteam să public lege monitor, puteam să modific lege și să merg în instanță și să arăt, uite, dacă aș scrie în lege, eu mi-am luat monitorul oficial din sursa oficială, eu de unde să știu. Eu am verificat în sursa oficială, scrie altfel. Eu pe aia m-am bazat. Se gândea judecătorul că a intrat un server în... în, 1000 de ani, nu se gândea. Că există iluzia asta că lucrurile merg bine și acea lumea nu are, nu are scepticismul ăsta sănătos. Și de aceea e și important să-l construiești, de aceea e important să mai speri o leacă lumea cu realități, adică nu le spui nimic așa, nu îi pui să ducă la revoltă că nu e justificată revolta, ci le arăți realitatea și îi lași să-și facă propriile concluzii. că datele lor, îs riscurile lor și societatea și a lor. Nu e societatea numai de cele de la NSC, de la SRI, de la STS și așa mai departe. Este societatea de tuturor și e rolul nostru să, să participăm în, în dezvoltarea ei. Și de aceea am făcut public, nu din alte motive eu puteam foarte bine să stau liniștit și să nu și să văd de treabă. Sau puteam să le postez pentru mine și să le folosesc când am nevoie. Că am avut mai multe probleme cu instituțiile publice și acum mă judec cu ei. Au fost date chestii pe infosec unde le-am atras atenția și instanța mea o da muie că m-am văzut tânăr. deci, da, nu te ascultă, dar problemele trebuie rezolvate, că ne afectează pe toți. Și cine a mers până într-o instanță să vadă cum funcționează lucrurile, care a mai stat și pe la un termen de judecată, să vadă cât de mult se uită judecătorii prin colțuri, cât de dezinteresată e lumea, de-abia omul ăla poate să-și dea seama de ce e importantă o astfel de măsură. Am 20 aproape 22 de ani, am 21. Dar am primit multe. Am avut demersuri cu Ministerul Justiției, am reușit să dăm un reel. În legătură cu modul în care uh, OCJR, care e o asociație profesională, a reușit să uh, să păcălească peste 1000 de judecători din țară că ei sunt uh, mari organ de control. A? și uh, se duceau la firme și așa dădeau jos niște uh, consilieri judici care făceau treaba bine pe niște inventări cu care reușeau să să mășluiască niște uh, niște procese. Așa a rezolvat problema cu Ministerul Justiției, pe oameni foarte competenți acolo, inițial a zis nu, după aia am făcut o plângere prealabilă și s-au sesizat și la măsuri, foarte frumos. Da, și s-a rezolvat problema. Și uite că a fost un rir care a fost și aprobat, am rezolvat problema. Am avut problema că Instanțele nu acceptă semnături electronice. Am insistat pe la ei, nu m-au băgat în seamă. Am insistat la ADR, nu m-au băgat în seamă. Am căutat motive pe, pe procedură să nu mi-a în seamă plângerea prealabilă Că am trimis-o. Că inițial nu mi-au răspuns la ce am întrebat, la ceea de solicitare interes public. Am, uh... Na, am zis, hai că poate a fost, că, na, au doi ce au o tipă de 20, au un băiat de 23 de ani care este subsecretar de stat din partea PSD, uh, pardon, PNL uh, tineret. Avem una care e de 27 de ani care l-a aclamat pe Instagram pe Marcel Ciolacu că i-a dat funcția de subsecretar de stat, ea care nu are de fapt ambii nu au experiență tehnică, sunt niște oameni care nu, au, sunt acolo pentru că sunt politicieni. Și pentru că sunt prieten cu, cu, cine trebuie. Da? Și nu sunt oameni competenți, sunt oameni care au salarii mai mari decât mine. Și pensii și tot, și subsecretar de stat și în alți, înalt demnitari. Deci, na. Ăia mi verificat în Adobe, mi-au făcut expertiza tehnică în Adobe pentru niște semnături invalide, că Adobe e furnizor acreditat de validări, că sigur nu are Adobe propria listă de încredere că fac bani din aia. Și o bătut joc. Le-am spus, ok, rezolvați problema, vă rog, anulați actul nu faceți, nu vreau să fie sancționat. Refaceți actul. N-ai calitate procesuală. Asta era în relație cu un proces în care vreau să fac o firmă, da? Și mă judec cu ei că nu știu orice statistic. Asta e realitatea. A, îmi zice Inese ai dreptate, îmi zice instanța, nu știe Inese despre ce e vorba. Cam așa. Inese care o dat ordinul pe care ne judecam noi. Deci, da. Oricine s lupta cu sistemul, uh, și care se uite la rezultate și vede cât de repede vin, cred că poți să-și dea seama că sunt foarte eficiente măsurile pe care le au, chiar dacă nu sunt tradiționale. Și vă invit să le luați și voi. Nu vă invit să tați pe net, să puneți date, nu vă invit să faceți mizerii, nu faceți. Dar fiți corecți, dar fiți și șireți. Că statul vă fute când nu vă prindeți. Și e important să luați măsuri, prin urmare, ca statul să să respecte legea, că despre asta este vorba. În România asta nu vine ca default, asta nu vine ca situație obișnuită, nu. Defaultul este nu respectăm legea și ne schivăm din cât mai mult ca să nu cumva să avem răspundere și să primim salonul în continuare. nu numai pe plan secund este, este cetățeanul, dacă m-am trezit, în, trezit bine în ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult, N am să mai fi un videoclip cenzurat cu ce l -am trimis la registrul comerțului, pe care urmează acum să-l editez, am să-l iau de pe YouTube și am să-l editez cât să scot datele sensibile și cred că după să-l public și pe acela. Mulțumesc foarte mult și zi frumoasă, spor la treabă! Incorporo. Business registration made easy.